Vaccinul antigripal se găsea până acum în cabinetele medicilor de familie distribuite prin direcțiile de sănătate publică. Pentru cei care se imunizează gratuit, lucrurile se schimbă anul acesta. Pacientul merge la medicul de familie, iar în baza rețetei vine la farmacie pentru a-și procura vaccinul antigripal. Apoi se întoarce la medic, unde îi se administrează serul. Va trebui respectat lanțul frigorific, nu știu cum vor respecta pacienți, în ce măsură de siguranță vom face vaccinul ăsta, care este o problemă și pentru noi, pe urmă. Dacă, Doamne ferește, vor fi reacții adverse. Mi se pare că se face așa un cerc. Nu mai se duce omul să-și ia vaccinul. Dacă trebuie și la medic, stai la coadă acolo. Obligatoriu că e mai greu. Nu era mai bine tot cum a fost până acum. Stătea la medicul de familie, medicul de familie făcea vaccinul. De ce să mai vin la farmacie să le iau, să mă duc înapoi? Mai stau o dată. Păi, bătai de joc de bătrâni ăștia care a muncit 31 de ani. Vaccinurile gripale nu vor mai fi cumpărate direct de Ministerul Sănătății, ci vor fi procurate printr-un mecanism existent și în alte state europene, de compensare directă. Persoanele aflate în grupele de risc nu vor plăti nimic pentru vaccin, iar cele cu vârsta între 50 și 65 de ani care nu au boli cronice vor primi o compensare de 50%. În farmacie, vaccinul antigripal costă aproape 60 de lei.